Bună seara, dragi elevi, dragi studenți, dragi colegi cadre didactice și iubitori de mișcare și mai ales admiratori ai lui Horia Colibășanu, că pentru aceasta am venit cu toții în această după-amiază. Înainte de a-l invita pe Horia să vi se adreseze, urmând ca apoi să intrăm într-un dialog cu timișoreanul nostru, performer, cu atâtea și atâtea rezultate extraordinare, aș vrea să-l rog pe domnul rector, Marilen Gabriel Pirtea, să ne spună câteva cuvinte. Îi mulțumesc foarte mult că este câteva momente alături de noi și după aceea, desigur, o să intrăm în programul pe care ni l-am propus pentru această după-amiază. Domnule rector. Mulțumesc frumos, Mădălin. Bună seara tuturor. Mă bucură să văd din nou aula magna Universității de Vest din Timișoara cu atâta tineret, dinamism, un burete gata să absoarbă informațiile și tot ceea ce invitații noștri, astăzi în speță domnul Colibășanu, au de împărtășit nu din cărți, ci din experiența de viață. Conectați la viitor acest program, această serie de conferințe, evident că ne duce cu gândul la ceea ce va fi, dar evident să fim ancorați puternic în trecut și în prezent. Și dacă domnul Colibășanu cu siguranță este un reper internațional și aparține nu doar Timișoarei, acum aulei magna UVT-ului în următoarele minute, aș vrea să spun că, discutând câteva minute, dacă îmi permite cu domnia sa în rectorat, chiar este un produs național. Născut la Timișoara, din părinți, unul orădean, unul din Sibiu, trăind în Slatina, venind din nou aici în Timișoara și, evident, atingând performanța la nivel mondial. Evident că domnul Colibășanu este un simbol. Un simbol a ceea ce înseamnă perseverență, ceea ce înseamnă tenacitate, ceea ce înseamnă ambiție, ceea ce înseamnă un vis pe care îl urmărește zi de zi și pe care, muncind zi de zi, îl implementează. Acestea sunt ingredientele succesului pentru fiecare dintre voi în domeniul în care doriți să performați. Și acolo să atingeți vârful cel mai înalt, așa cum Horia Colibășanu a făcut-o în mod fizic, fiecare dintre voi o poate face în mod metaforic în ceea ce doriți să urmați în viață. Îi mulțumesc foarte mult, domnule Colibășanu, pentru prezența repetată la Universitatea de Vest din Timișoara și de fiecare dată din expedițiile domniei sale vine la noi și împărtășește ceea ce a trăit. Îi mulțumesc pentru tot ceea ce face, mulțumesc pentru ce face pentru România, ceea ce face pentru Timișoara și pentru UVT. Mulțumesc mult! Bine ați revenit la UVT! Horia, înainte de a te invita să ni te adresezi, vreau totuși să mai spun câteva cuvinte. În primul rând, este foarte important să precizăm că această serie de evenimente Conectați la viitor face parte dintr-un program mai amplu al Universității de Vest din Timișoara de a se adresa publicului larg, desigur și comunității UVT, dar și orașului nostru și nu numai, pentru că sunt convins că avem în sală și tineri care vin din altă parte decât din Timișoara. Acest proiect Conectați la viitor își propune să fie complementar proiectului la UVT Cultura este capital, acolo unde preponderent invitații noștri vin din zona științelor umaniste. Vrem să aducem și alt gen de conferențiari, de persoane care să provină din alte domenii. Astăzi este un mixt, de aceea și afișul pe care l-ați văzut și cartea poștală pe care vă invităm să o luați aici la intrare și apoi pentru a solicita un autograf lui Horia, cuplează și îmbină cele două fețe, sau mă rog, cele două lumi în care își desfășoară activitatea Horia, cea ce ține de hobby și ține de performanța sportivă, alpinismul, și cealaltă de medic-stomatolog.
Aici vom face un mix între cele două, cel puțin așa mi-am propus eu, în seria de întrebări. Și este de asemenea foarte important să spunem că această serie de conferințe este susținută de către Primăria Timișoara în cadrul proiectului strategic dedicat capitalei culturale europene și de asemenea e, mă rog, derulat acest proiect prin Centrul de Proiecte Timișoara și desigur să mulțumim și colegilor noștri și colaboratorilor noștri de la Nokia care susțin acest proiect pe parcursul acestui an și sperăm că nu numai. De acum, cum se spune, scena este a ta, o să asistăm la această prezentare, urmând ca apoi să intrăm în dialog cu spectatorii noștri. Mulțumesc și te invit. Bună seara, cred că e deja seara imediat. Mulțumesc domnului rector și domnului prorector pentru prezentare, mulțumesc pentru invitație și vă mulțumesc dumneavoastră pentru prezență. Sunt onorat că în mijlocul săptămânii, la această oră destul de devreme, atâta lume și-a făcut timp să vină. Sunt chiar și surprins. Noi de obicei puneam prezentările împreună cu domnul profesor Urdea, le puneam la ora 7 să ajungă lumea de la lucru. O să povestim puțin despre expediții, eu aș vrea să povestim puțin și despre știința din spatele expedițiilor și despre, de fapt, fundația care stă la bazele acestui sport, acestei activități, pe care eu am încercat să o fac să fie de performanță. După cum probabil unii dintre dumneavoastră știu, eu nu sunt un alpinist profesionist, nu trăiesc din acest lucru, doar încerc să fac cât mai bine ceea ce fac. Și meseria mea este de medic stomatolog. De acolo cred că vine partea cu îndemânarea. Dacă nu ai îndemânare în această meserie, nu câștigi bani și dacă nu câștigi bani, nu pleci în prima expediție. E un lucru foarte important pentru că mulți, și putem discuta după, mulți mă întreabă cum ai început, cum ți-ai găsit primii sponsori. Primii sponsori, de obicei, dacă nu sunt părinții, și părinții mei nu erau în situația aceea, ești tu însuți, sunt mâinile tale și e modul în care începi prima expediție. Eu am și un slideshow aici pe care l-am pregătit și cred că îl putem lăsa să ruleze, pentru că sunt multe imagini din prima mea expediție. Am reușit? Prima mea expediție importantă a fost pe K2, acum aproape 20 de ani. Îi se spune încă Muntele Morții, pentru că foarte mulți din alpiniștii care urcă pe vârf nu reușesc să se întoarcă, cam 30%. Atunci am reușit să ajung pe vârf și a fost prima mea reușită importantă. După niște vârfuri de 5600 Elbrus în Rusia și un vârf de 7000 de metri, Hantengri, în Tian Shan. După cum vă spuneam la început, această primă expediție a avut un singur sponsor care a asigurat cam 20% din banii expediției, restul au fost fonduri personale, au fost banii mei câștigați ca medic și a fost destul de dificil să plătesc această expediție, prin urmare a trebuit să fac foarte mare economie la echipamentul de altitudine. O bună parte din echipament era preluat din alte sponsori. Dacă ați văzut una din imaginile de dinainte, bluza pe care o foloseam în ascensiune era un tricou, de fapt, o bluză de bicicletă. O bună parte din echipament a fost împrumutat, ochelarii de altitudine care pe acea vreme erau aproape... erau foarte scumpi, erau aproape imposibil de achiziționat pentru mine.
I-am împrumutat de la un prieten, cortul era împrumutat, chiar și pioletul îl aveam împrumutat, care este echipamentul de bază al unui alpinist. A fost dificil și expediția s-a derulat pe parcursul a 2 luni jumate, dar care au început așa foarte greu. Am ajuns la București și pur și simplu ambasada Pakistanului nu ne-a dat viza de plecare spre Pakistan cu 4 ore înainte de plecare avionului. Până în tabăra de bază au fost cel puțin 10 momente în care un om obișnuit, eu consider că ar fi avut toate motivele să renunțe. Eu nu am vrut să renunț pentru că făcusem un efort financiar foarte mare și probabil până la atingerea vârfului, de fiecare dată când mă gândeam să renunț, pur și simplu mă oprea următorul lucru. Probabil nu o să mă mai întorc niciodată aici, nu o să mai am această șansă să urc acest munte extraordinar și dacă o să mai pot să ajung, probabil nu o să am banii pentru a o face și încercam ceva mai mult. Inclusiv a fost o revoltă locală, a trebuit să ne întoarcem, să luăm un avion spre satele de la baza Karakorumului. Pe Ghețar ne-am îmbolnăvit, Ghețarul are 80 de kilometri, a trebuit să mergem cam 10 zile până în tabăra de bază, a trebuit să ne vindecăm, să ne automedicăm, eram singurul medic de acolo. Am reușit să trecem peste tot și să ajungem în tabăra de bază, de unde a început, de fapt, ascensiunea. Eu, când am ajuns pe K2 în tabăra de bază, eram deja obosit, deci nu mai vroiam să urc nimica, mi-ajunsese și aș fi vrut să plec acasă, dacă s-ar fi putut, dar, cum v-am spus, cheltuisem prea mult ca să ajung acolo și n-am putut să o fac. Motiv pentru care am început ascensiunea. Pe K2 e foarte greu să ajungi la 7.000 de metri. Ne-a luat 2 luni să ajungem la 7.000 de metri. Vârful este la 8.600, mai era foarte mult până pe vârf. Ningea foarte mult, vremea era constant proastă și chiar dacă erau destul de multe echipe, munca tuturor era tot timpul zădărnicită de zăpadă, avalanșe, cădere de pietre. Era un risc continuu și pur și simplu vrei să pleci acasă. Noi mai aveam o problemă în fiecare săptămână, cam 2-3 alpiniști mureau acolo și era așa o presiune psihică pentru că nu se știa cine va păți ceva în următoarea săptămână. Accidentele erau destul de frecvente și pur și simplu cele 2 luni de expediție de luptă cu acest munte au însemnat un stres continuu. Șansa noastră a fost că după 2 luni și jumătate a apărut o fereastră de vreme bună și am intenționat să plec spre vârf. Din păcate, partenerul meu de expediție a decis să se oprească, Teodor Tulpan din Sibiu, și să plece spre casă, așa că a trebuit să găsesc un alt partener, să nu merg singur. Am găsit un alpinist spaniol, Iñaki Ochoa de Olza. Ne-am decis să pornim, am făcut echipă și am pornit spre vârf, doar că nu mai aveam suficient timp pentru a atinge vârful, așa că a trebuit să urcăm câte 2 tabere într-o etapă. În mod normal sunt 4 tabere, care se urcă una pe zi. Am urcat câte 2 pe zi. Am ajuns destul de obosiți în zona vârfului și am aflat că vine o furtună. Mai aveam 8 ore pentru a atinge vârful. Am plecat mai devreme, am plecat la 12 noaptea spre vârf și am ajuns la 8 dimineața, dar deja furtuna a venit în zonă, muntele s-a umplut de ceață, nu se mai vedea ruta, ne-a rătăcit. A fost o întreagă aventură să coborâm de pe munte
Singurul lucru care îl știam și îl citisem era că dacă rămâi pe acest munte și nu te miști, nu cobori, șansele să supraviețuiești sunt foarte mici, așa că a trebuit să găsim o formă de a ne orienta, am reușit să găsim următoarea tabără și să coborâm sub plafonul de ceață și să coborâm de pe munte. De fapt, cum spunea și statistica, din 12 membri ai expediției noastre, 4 nu s-au mai întors de pe vârf, deci a fost total corectă și partea cea mai grea, de fapt, nu a fost urcarea muntelui, atingerea vârfului, ci coborârea în tabăra de bază. M-am socotit norocos atunci că am supraviețuit, mi-am dat seama că, într-adevăr, statisticile, nu te mint, sunt total reale. Și a fost prima lecție de alpinism himalaian învățată live. Acum aș vrea să vă spun câteva lucruri despre ce s-a schimbat de atunci și până, sau ce am observat eu că s-a schimbat de atunci și până anul trecut, când am fost în ultima expediție. Anul trecut am fost pe Kanchenjunga. Kanchenjunga este un vârf pe care l-am mai încercat în 2012, un vârf deosebit de greu, chiar dacă nu este cunoscut. Este al treilea vârf al planetei, este cam cu 20 de metri mai mic decât K2-ul, 25 de metri, aproape nesemnificativ, este la fel de înclinat, are aceeași formă este foarte greu de atins, statistica spune la fel că aproape o treime din alpiniști mor la coborâre. Eu în 2012 am atins cota maximă de 8400, de la 200 de metri sub vârf am decis să renunț pentru că eram foarte obosit, greșisem ruta și șansele de a atinge vârful erau destul de mici, dar șansele să nu mă mai pot întoarce în tabără erau foarte mari. A fost o expediție, probabil cea mai grea expediție, chiar dacă n-am atins vârful, sau poate și din cauza aceasta, pentru că și psihicul contează foarte mult, eram dezamăgit. În ultima tabără am ajuns la capătul celălalt al cortului decât unde e ușa și mi-a luat 3 minute să reușesc să ajung de la un capăt la altul, să ocolesc cortul ca să intru în cort. Atât eram de obosit. Făceam aproape un pas pe minut, asta la 7000 de metri, nu la 8000 unde e mai normal să se întâmple așa. Și mi-am dat seama că dacă aș fi continuat spre vârf, probabil n-aș mai fi putut să mă întorc. De aceea, după 10 ani, din 2012 în 2022, am reușit să acumulez experiență, să mă antrenez mai bine, să-mi pregătesc echipamentul mai bine, să am o echipă mai bună și m-am întors pe acest munte și am reușit să ajung pe vârf. După o ascensiune care a durat 14 ore la urcare și 7 ore la coborâre, deci 21 de ore de urcare și coborâre în care a trebuit să mă mișc continuu, să nu stau pentru că aș fi înghețat, o ascensiune destul de grea. Ce s-a schimbat între timp? S-au schimbat, în primul rând, se schimbă tehnologia. Unul din lucrurile cele mai importante pentru alpiniști, a zice, care s-au schimbat, au fost prognozele meteo. Prognozele meteo au devenit mult mai exacte. Noi avem un forecaster, un om care face prognoze speciale pentru noi, locuiește în Lisabona, ne trimite prin satelit SMS-uri cu prognoza și o mare parte din succesul în alpinism din acești ani se datorează acestor prognoze care reușesc să nu greșească vântul cu mai mult de 5 km la oră. Pentru că dacă noi putem înainta pe un vânt de 20-25 până la 30 de km la oră, la 1000 de metri, la peste 40 de km la oră faci degerături. Și atunci e foarte important ca el să ne dea o prognoză exactă, să știm
care este acea zi în care putem urca spre vârf și cred că asta a făcut în acești 20 de ani o foarte mare diferență. Față de K2, multe echipamente s-au schimbat, de exemplu, bocancii de altitudine care aveau 2 kg un bocanc, acum au 1 kg, corturile de altitudine care aveau 4 kg, acum au 2 kg, costumul de puf este de două ori mai ușor și de două ori mai călduros, deci diferența e aproape de 4 ori ca și eficiență, aproape orice piesă de echipament este mai ușoară, mai rezistentă, sunt materiale noi, cordura, kevlar, care sunt folosite, corzile sunt cam o treime din greutate, putem folosi corzi de 3 ori mai ușoare, făcute din kevlar și Dyneema, e un material foarte special și foarte rezistent. Toate aceste lucruri, într-adevăr, îți ajută, îți îmbunătățesc foarte mult eficiența, mai ales acolo unde aerul este rarefiat și fiecare sută de grame contează. Cred că în 2018 am intenționat să facem o rută nouă în zona Everestului și am luat toate echipamentele care le aveam la acel moment și le-am făcut așa un fel de revizie să vedem ce există pe piață și poate fi mai ușor. Și la un moment dat am schimbat chiar și oala de supă, oala cu care ne făceam apă, ne topeam apă, pentru că a apărut în loc de oala de aluminiu, știți, aluminiu e ușor, a apărut o oală din titan, care e mult mai subțire, mult mai ușoară, mai rezistentă și la un moment dat a trebuit să facem un calcul. Cât ar trebui să coste 100 de grame care o economisim. Și că la un moment dat erau niște echipamente cu 10 grame mai ușoare și costau 200 de euro în plus. Și am zis, undeva e un prag, un punct al eficienței și cred că ajunsesem undeva că cam 10 euro pe gram este o sumă care ne-o permitem să economisim. Mai mult nu vroiam să dăm. Și trebuie să fii un pic și zgârcit ca să-ți rămână bani de expediție în final. Degeaba ai o tonă de echipament performant și nu mai pleci în expediție. Și tot timpul bugetul are o limită. Când am făcut această socoteală, am luat acea oală de titan care e foarte scumpă. Ce n-am socotit este că după un an, vă dați seama, aveam grijă de ea, era cea mai ușoară oală din lume și a venit un prieten, a luat-o împrumut și el n-a știut că trebuie să pui apă în ea și el a început să o încălzească fără nimic în ea și titanul s-a deformat, era atât de subțire încât pur și simplu s-a ars oala și am rămas fără oală, acum merg tot cu cea de aluminiu. E bine să n-ai scule foarte bune, că sunt prieteni care vor să le împrumute și rămâi fără. Așa e, cine dă împrumut rămâne fără. Dar atunci proiectul nu a reușit, dar țin minte că eram atât de ușori, dar rucsacii care alesesem erau și prea mici și am ajuns cumva într-o extremă, de exemplu, ochelarii de schi nu ne mai încăpeau, care tot timpul îi luăm pe munte, nu ne mai încăpeau un rucsac și a trebuit să-i punem pe cască. Eram așa ca soldații din Ucraina, aveam totul pe noi, cât mai multe, pentru că am luat niște rucsaci care erau foarte ușori și foarte mici, ca să ne putem mișca ușor. Aceste imagini sunt din Kanchenjunga, din expediția din 2012, când eram doar două echipe pe munte și a trebuit să escaladăm acești pereți. A fost una dintre cele mai provocatoare expediții, pentru că pur și simplu noi ne-am făcut ruta. Acesta este un alt lucru care s-a schimbat, într-un fel tehnologic, dar nu neapărat în bine. Ceea ce a fost în 2012 pe Kanchenjunga, noi singuri și cu muntele, a fost, din punctul meu de vedere, ca alpinist extraordinar. Anul trecut erau cam 150 de alpiniști comerciali, adică oameni care plătesc foarte mulți bani
vin cu șerpași, vin cu elicoptere, cu oxigen și urcă muntele total asistați. Așa cum mai face Turul Franței cu motocicleta, cam asta e diferența de efort. Mulți veneau cu eticheta de la Bocanci și atârnând de Bocanci se dădeau jos din elicopter complet echipat și întrebau și unde este vârful. Deci ei habar nu aveau unde e ruta, ce se întâmplă acolo, șerpașii le puneau taberele, le puneau corturile și ei doar trebuiau să miște un picior în fața celuilalt, erau puși pe coardă, de multe ori șerpașii le schimbau și blocatorul pe coardă, evident, șerpașii le schimbau oxigenul, deci erau total asistați, le schimbau buteliile când se consumau. Și una din, până la urmă, este o tehnologie acest oxigen. Buteliile sunt din Kevlar, sunt foarte ușoare, măștile sunt tot mai performante, dar este un ajutor tehnologic care este puțin opus eticii montane de a urca prin propriile forțe. Ascensiunile cu oxigen sunt o activitate foarte interesantă pentru cei care le practică, dar n-au nicio legătură cu sporturi de performanță. Și acești alpiniști aglomerează muntele și atunci rutele pe care se desfășoară aceste expediții comerciale sunt aproape imposibil de folosit de către noi pentru că nu poți să treci de coadă și noi, neavând oxigen, dacă stai la o coadă din aceasta într-un punct spre vârf, la 8000 de metri, riști să îngheți. Asta se întâmplă foarte frecvent pe Everest, dar mai nou, în ultimii ani, și ceilalți munți de peste 8000 de metri au devenit la fel de aglomerați. Este un fenomen. Mulți ajung direct cu elicopterul în tabăra 2, deci încearcă să scurteze și mai mult din ascensiune, să fenteze cât mai mult. Încă nu s-a făcut ca la pol, unde este acea atingere a polului, dar se fac doar ultimii 100 de kilometri, nu toți cei 2000. Încă în Himalaya nu s-a ajuns să te lase elicopterul la 100 de metri sub vârf cu oxigen, să urci ultima sută și să zici că ai făcut ultima sută pe un om iar, dar prevăd că nu mai e mult. Nu am o explicație clară de ce se întâmplă acest lucru, de ce e această modă, dar presupun că un rol foarte important îl are marketingul și probabil mulți dintre dumneavoastră ați văzut acel film de pe Netflix cu cei 14 omiari urcați cu elicopterul și cu oxigen și cu șerpași și cu suport și probabil multă lume a fost inspirată de această activitate. E vorba și de oameni care au destul de mulți bani și nu au neapărat ce să facă cu ei și atunci li se pare o chestie interesantă. Dar fiecare om are dreptul să facă ce vrea, munții săi tuturor, fiecare urcă în ce stil dorește. Singurul lucru e că noi alpiniștii care mergem fără oxigen suntem puțin forțați să căutăm rute diferite de ruta clasică, ruta cea mai ușoară de urcare a muntelui și atunci ajungem să urcăm rute mai dificile sau măcar să le încercăm. Da, mâncarea s-a schimbat de asemenea. Înainte, în Pakistan, în prima expediție, am făcut o reclamație la managementul taberei de bază pentru că s-au terminat ouăle, deci sursa elementară de proteine. Acum ne luăm mâncare cu noi, deja știm cum să facem treaba, mâncarea este mult mai bună, iar la altitudine există mâncare liofilizată, sunt câteva firme care produc, unele chiar foarte bună. De exemplu, la 8000 de metri poți să ai șansa, știți, mâncarea liofilizată este uscată prin înghețare, ca să nu se uște prin fierbere, să se piardă vitaminele și gustul. Se îngheață, se centrifugează gheața, se scoate afară și rămâne o mâncare uscată, se pune apă fiartă peste ea într-un plic de aluminiu, de folie de aluminiu și ai o mâncare caldă și bună. De exemplu, ultima oară știu că am mâncat la 8000 de metri varza la Cluj. Deci destul de
e destul de ok. E important pentru că dacă nu-ți place mâncarea sau nu poți să o mănânci atât de la altitudine cât și în tabăra de bază, dacă n-ai un bucătar bun, slăbești, pierzi din putere și nu mai reușești să performezi și atunci, oricum, la peste 5.000 de metri pierzi din masa musculară, dacă nici nu mănânci, pierzi accelerat și de multe ori nu poți să urci vârful, n-ai putere. Cum se zice, dacă n-ai mâncat bine, ești puțin cam slăbuț. Telefoanele prin satelit, iarăși o altă parte a tehnologiei care s-a schimbat. În 2004 am stat 2 luni fără să știm nimic despre casă. Doar după vârf, un prietenul meu cu care am urcat pe vârf, Iniachi, mi-a dat împrumut telefonul să vorbesc 2 minute acasă, să spun că am urcat pe vârf. Anul trecut aveam 2 telefoane prin satelit, unul mi l-a făcut cadou un prieten, l-am dat colegului meu de expediție, deci am cam, cred că de 10 ani acest telefon, unul din ele, celălalt de vreo 5 ani, deci avem telefoane prin satelit, prețurile nu sunt chiar atât de mari, dar deja au apărut, asta am aflat pe Kanchenjunga anul trecut, au apărut smartphone-urile prin satelit, deci poți să stai pe WhatsApp sau pe Facebook prin satelit. Eu încă n-am ajuns să-mi iau, dar cred că este următoarea investiție de expediție, pentru că social media și marketingul e o parte importantă a expedițiilor, de aceea și avem celule solare și încercăm să stăm cât de cât conectați, pentru că până la urmă sponsorii și marketingul sunt o parte integrată a cățărării alpinismului. Fără această parte, degeaba ești un alpinist foarte bun dacă nu reușești să finanțezi expediția. Cred că am discutat și v-am dat destul de multe teme de gândire încât să puteți să puneți întrebări. Cred că putem să încheiem prezentarea. Aș mai vrea doar un mic film, dacă reușim să o oprim, despre ce înseamnă să fii acolo sus. Cred că acesta. El rămâne în ecran extins și numai care? Asta. Asta e vezi, da? E doar un minut despre ultimii 10 metri spre Everest. Suntem la 1848 de metri fără ceva și facem ultimii pași spre vârf. Spre vârful Everest. Naționale.
Mulțumim foarte mult. Acum, mă rog, m-am antrenat și eu la fel, sunt convins că și toți cei care ne urmăresc, eram extrem de energic și acum la final ne-ai dat așa un moment de emoție fantastică, pentru că, mă rog, de la prezența tricolor chiar mă gândeam până la urmă, cred că și asta a evoluat, nu dimensiunea steagului pe care, drapelului pe care îl porți cu tine, sau mă rog, simbolului care sau întotdeauna era așa mic sau mai mare sau ai avut mai multe forme. Cred că de fiecare dată ai avut, nu? Un mic tricolor cu tine. Da, de obicei merg cu tricolorul și această formă era potrivită pentru că puteai să-l ții bine în mână și să se vadă culorile și nu era foarte mare această cocardă mai lată. Cred că de la prima expediție a mers așa, întâmplarea a făcut că anul trecut pe Kangchenjunga, când am ajuns în București pe aeroport, mi-am dat seama că mi-am uitat tricolorul acasă și în Nepal nu prea găsești tricolore românești și bine, băieții acolo fac orice, deci imediat îți brodează ceva dacă le cer, dar vroiam să iau un tricolor de acasă și am sunat un prieten și am zis, nu, ai pe cineva în aeroport? Și zice, ba, știu eu pe cineva care are un steag. Și peste 5 minute au venit doi băieți așa mari de la SRI și au zis, v-am adus un steag. Și cu steagul acela am plecat. E bine că sunt prezenți și la momentele importante băieții aceștia cu ghilimele. Da, spuneam de emoția pe care ne-ai creat-o, dar să știi că eu aș vrea să merg undeva la începuturile poveștii tale și voiam să te întreb dacă această pasiune pentru alpinism a venit de foarte tânăr sau, mă rog, de copil fiind și dacă da, eu știu modul în care ea s-a materializat, pentru că, așa cum vorbește și titlul acestei conferințe, îndemânare, trebuie să-ți capeți o serie de calități de genul acesta. Ele, eu știu, degeaba, asta îmi povestea la un moment dat cineva, singurul regret, spunea persoana respectivă, al vieții este că n-am învățat tenis de câmp atunci când eram mic ca să învăț loviturile așa cum trebuie. Mă gândesc că și cu alpinismul trebuie să fie ceva similar. Nu cred că poți să devii atât de performant dacă te apuci de alpinism la 40 de ani, să spunem. Nu știu, că n-am... Eu m-am apucat la 21 de ani. Nu e chiar ca și notul care la 9 ani, poate știți, nu te mai primezi la not. Cel puțin copilul meu cel mic a pățit chestia asta. La 9 ani ești prea bătrân și nu te mai primesc. În alpinism funcționează un pic mai târziu, pentru că alpinismul de altitudine nici nu prea merge foarte bine la sub 30 de ani. Perioada optimă, dacă la not e de 21 de ani, 22, la alpinism este de 45 de ani. Încă funcționează destul de bine până la 55-56 din ce am văzut în jurul meu. Adică partenerul meu de expediție slovac are 56 de ani și nu mă prea țin de el, deci fac eforturi. Ceea ce e o veste bună pentru cei care nu sunt așa tineri ca și mine. Și la vârste de sub 20 de ani chiar este contraindicat. În schimb, alpinismul de altitudine. Alpinismul normal se poate practica, dar nu sub 18 ani, decât cu cineva care să te supravegheze, pentru că trebuie să ai discernământ și sunt mici detalii care pot face, oricum e un sport periculos, dar îl pot face și mai periculos. Trebuie să înțelegi cum funcționează lucrurile, asigurările și modul în care poți să fii cât mai mult timp în siguranță. Eu am început să merg pe munte în liceu, mi-a plăcut foarte mult, dar din școala primară, din clasa 7, am făcut atletism. Și trebuie să-ți placă muntele, dar trebuie să ai și o condiție fizică suficientă pentru a putea să te miști mai repede.
am avut șansa ca în primele expediții să fiu destul de bine pregătit să urc pe vârf și așa a început totul. Probabil că dacă primele expediții ar fi fost niște eșecuri, nu aș fi continuat, dar am văzut că funcționez destul de bine la altitudine, la 5600 pe Elbrus și atunci și mi-a și plăcut și am decis să continui. Am insistat foarte mult ca la această întâlnire să fie prezenți în special studenți și colegi cadre didactice de la geografie, de la educație fizică și sport, de la medicină, mă rog, am transmis și înspre Universitatea de Medicină și Farmacie această invitație. Este alpinismul un sport, să-i spunem, interdisciplinar sau, mă rog, nu numai sport, este o activitate care presupune, eu știu, cunoștințe din mai multe domenii și nu mă întâmplător am legat și de geografie și de educație fizică și sport și de sănătate. Aș spune acum, urmărind atent, cum ai spus, cum a evoluat toată tehnologia aferentă și legat poate de informatică și de multe, multe altele și modul în care reușești tu să le pui pe toate la un loc. Pot să spun că în expediții am fost nevoit, nu mi-aș fi dorit neapărat, dar am fost nevoit să-mi folosesc aproape toate cunoștințele pe care le-am avut, terminând cu cele de medicină, care m-au ajutat foarte mult în a înțelege altitudinea și medicația și modul în care se comportă organismul, dar aș pune așa la început fizica, chimia, cred că și biologia, tot, limbile străine, evident. Cred că în expediție am ajuns să mulțumesc în parte fiecărui profesor din școală, pentru că de multe ori ai probleme și dacă nu ai niște cunoștințe, și mai ales cunoștințe practice, rămâi destul de în pană și acolo nu e un loc unde poți să chem pe cineva să te ajute. Trebuie să-ți rezolvi problemele, trebuie să înțelegi de ce, de exemplu, ți-au înghețat ochii sau ce poți să faci ca să ți dezgheți. Trebuie să înțelegi cum funcționează diverse aparate, inclusiv electronice, la care nu mă pricepeam foarte bine. Inclusiv, țin minte că odată aveam probleme cu o baterie de motocicletă și dacă nu rezolvam un mic circuit, nu puteam să comunic cu unul din sponsorii expediției și era foarte important să reușesc, pentru că dacă nu aș fi reușit, următoarea expediție avea un mare semn de întrebare financiar și va trebui să-mi pun, cred că în clasa 8-a se învață electricitatea, să rezolv problema. Da, cred că o expediție pentru un copil ar fi foarte instructivă și ar da seama că nimic din ce înveți la școală nu e inutil. Da, e foarte bun acest îndemn. Acum câteva săptămâni am fost într-un dialog cu Ciprian Jichic, coleg la Universitatea de Vest din Timișoara, cadru didactic asociat, informatician, și spunea următorul lucru. Îmi aloc zilnic una, două ore pentru a citi și a mă documenta cu ce este nou, din dorința de a rămâne relevant în domeniul în care îmi desfășor activitatea. Tu îmbini două domenii, cum am tot spus-o și probabil o să o mai repet. Este o zona aceasta de pasiune și zona de performanță sportivă și este cea profesională. Cum reușești să rămâi relevant cu prisosință în ambele domenii? În mod sigur, tot citind. Dacă nu citești, nu ai nicio șansă. Bine, în alpinism, cumva curba de învățare a ajuns la un nivel la care, dar tot trebuie să mai citesc. Și de multe ori sunt lucruri medicale sau sportive sau tehnica antrenamentului, ultimele evoluții, ultimele vitamine, ultimele suplimente, totul contează. Trebuie să citești, din fericire, în expediție, pentru că mai este și vreme rea, am șansa să citesc tot timpul, merg cu tablete, cu cărți
Și de obicei, cam 90% din lucrurile pe care le citesc într-un an sunt în timpul expediției, pentru că după, pur și simplu, sunt de la cabinet la antrenament și invers. Și am mai puțin timp să citesc, dar încerc când am puțin timp liber sau pe avion sau când călătoresc, să mai citesc, pentru că da, devine relevant dacă nu ești la zi. Din perspectiva antrenamentului, iarăși făcând o comparație, dacă vorbim de atletism, de exemplu, cei care concurează la probele de fond, semifond, de multe ori se antrenează în condiții specifice. Dacă e să mă gândesc, de exemplu, la maratonista noastră, la Constantina Diță, cea care a luat medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Beijing. Antrenamentul specific îl făcea, de exemplu, în Statele Unite, pentru că, mă rog, tot așa, la o atmosferă. Este și pentru tine chestiunea aceasta de antrenament specific, adică poți să-ți desfășori antrenamentul exclusiv în Timișoara sau pentru anumite chestiuni specifice trebuie să mergi în alte locuri? Ideal, antrenamentul specific pentru mine este pe munte și unul sau două antrenamente pe săptămână sunt pe munte când merg în weekend, dar nu sunt suficiente și atunci cred că de la prima expediție din Caucaz am căutat, trebuie să îți folosești imaginația, dacă nu ești din Brașov trebuie să inventezi ceva și e un antrenament care foarte mulți prieteni de e-mail îl folosesc acum. Am căutat o metodă să mă antrenez în fiecare zi în oraș și să semene cu ceea ce îmi trebuie pe munte. Și cred că m-am inspirat din mai multe locuri, în mod sigur și de la atletism unde am făcut chestia asta. Și am început să facem ture pe scări și la stadion, la Dan Păltinișan, unde știți cea mai mare diferență de nivel din oraș, outdoor. Și am ajuns să fac, urcăm pe un rând, coborâm pe altul și am ajuns să fac 5-6 stadioane așa pe scări. Și un antrenament foarte bun, de fapt un antrenament cu intervale destul de special. Și prietenii mei din Himalaya mă întrebau, tot așa te antrenezi, tot pe scări? Și nu, ni s-a părut un antrenament bun. Mulți încă funcționează, mai câștigă concursuri. Sunt acum și concursuri de scări și prietenii mei zic că i-am antrenat bine. Dar a funcționat, într-adevăr, pe K2 așa m-am antrenat. Veneam de la cabinet, începeam să fac antrenamentul câteodată la 11 noaptea. Și după două săptămâni nu mai intrau blugii pe picioare pentru că se producea masă musculară. Și da, funcționează. Dacă îți dorești să te antrenezi, poți să găsești modalități care să imite cât mai bine ceea ce faci pe munte. Eu am urmărit multe din prezentările tale aici în Aula Magna și de fiecare dată ai încercat să îmbini prezentarea cu elemente, eu știu, și amuzante, cu elemente interesante, unele din ele tragice chiar. Mă rog, nu vreau acum să mergem într-o notă din aceasta, să-i spunem, pesimistă. Totuși te-aș ruga dacă ai putea să ne dai, eu știu, un exemplu din chestiile foarte amuzante care s-au întâmplat în vreuna din expediții și la celălalt pol, eu știu, din perspectiva negativă mai degrabă, ce ți-a rămas cel mai mult în memorie. Da, nu știu dacă din expediție, dar țin minte că vă povesteam de scări și am făcut un film și câteodată vezi anumite lucruri, nu-ți dai seama de unde îți vin. Și am zis, hai să facem filmul și să prezentăm expediția și la început să arătăm cum am antrenat și am filmat pe scări la stadion și nouă ni se părea așa o idee foarte originală și l-am arătat și nimeni n-a zis nimic în România. Toată lumea, vai, dar ce film frumos, ce idee, cum te-a antrenat pe stadion, pe scări. Și am un prieten în Germania, stomatolog, care e un tip așa foarte direct și s-a uitat la film și a zis, voi l-ați copiat pe Rocky? Și atunci mi-am dat seama că povestea cu scările și cu filmul și cu murcă și cu bară e din Rocky, da.
Cred că l-am copiat. Da, acolo, la Muzeul de Artă din Philadelphia, este statuia lui Rocky Balboa, este chiar la baza, mă rog, acelei zone și deasupra este Muzeul de Artă, unul de altfel unde, doar așa de curiozitate, pentru că o să așteptăm în luna septembrie, la final de septembrie, va fi expoziție, va fi vernisajul expoziției Constantin Brâncuș aici în Timișoara, Muzeul de Artă din Philadelphia găzduiește cele mai multe lucrări ale lui Constantin Brâncuș care se află în același loc, așa că, mă rog, și Rocky Balboa a îmbinat și el arta cu sportul. Rămăsesem cu o chestie tragică, da, dar nu așa tragică. Filmul de sus, după ce am filmat și am pus teagul, am oprit camera și am sunat acasă și aveam telefonul prin satelit, prinde foarte greu legătura acolo, îl localizează puțin mai greu, știam, deja înghețam și încercam să sun acasă, să sun pe soția mea și s-a întâmplat ceva, au încurcat telefoanele și când am sunat, am sunat-o pe soacră mea și am vorbit și apoi mi-am dat seama, cred că am fost singurul alpinist din lume care și-a sunat soacra de pe vârf. Da, excelent. Sigur, o să continuăm, dar cred că după, mă rog, această încălzire pe care am făcut-o, este momentul să luăm și întrebări din public. Sunt convins că sunt deja mai multe pregătite, tocmai de asta am lăsat timp. Avem deja aici o întrebare, aici în față, dacă se poate un microfon. A, l-avem aici pe colegul nostru, perfect. Vă rog. Bună seara. Sunt de fapt două întrebări, dar legate una de cealaltă. Dacă atunci, acum 20 de ani, știai de statistica aia de o treime și dacă știai, de ce totuși ai plecat? Că era prima ta ascensiune majoră. Cum de-ai avut curaj știind statistica, dacă o știai? Și dacă nu știai, atunci te-ai dus așa. Da. Asta sunt. Dacă știai și dacă știai, de ce totuși te-ai dus? Da, am știut statistica la plecare. Problema a fost că în acea perioadă nu erau foarte multe expediții românești, nu era foarte multă lume care să meargă în Himalaya și prietenul meu mergea pe K2 la invitația unui alpinist american și cumva asta a fost șansa. Puteam să o iau sau nu. Indicat ar fi fost să merg pe un vârf mai ușor de 8000 de metri, gen Choyu. Aș fi avut mai multe șanse și de reușită și de supraviețuire. Dar asta a fost situația și eu când am văzut că el merge, l-am întrebat dacă nu mă poate lua și pe mine. Și el a zis să vorbesc cu colegii și să vedem. Și am avut emoții așa o zi și a zis, până la urmă, de ce să nu vii? Că dacă vreau să merg și eu la toaletă în aeroport, cu cine las rucsacii? Cam așa a fost. Și am zis, dacă totuși am avut șansa asta ca omul să mă ia cu el, nu aș fi vrut să o ratez. Și nu tot timpul în viață lucrurile vin când și cum vrei și în ordinea care ar trebui. Și am decis să merg pentru că K2 este visul oricărui alpinist și cred eu de altitudine și e un vârf pe care mi-aș fi dorit măcar o dată în viață să ajung să încerc și faptul că am mai mers de atunci în 20 de expediții nu era deloc previzibil atunci. Ceea ce vedeam eu ca și realitate era că este șansa vieții mele să ajung o dată pe K2, o singură dată, și să încerc să urc. Și cel mai probabil nu voi mai ajunge niciodată. Și nu voi mai ajunge altcândva în Himalaya, pentru că de la, din 99, de la ascensiunea mea la 7000 de metri, au trecut 5 ani până să reușesc să ajung în Himalaya, pentru că expedițiile din Caucaz le făceam cu $150, în Tian Shan cu $700, din care jumate împrumutați, și până la $6000, cât costă o expediție în Karakorum sau în Himalaya, era o cale mult prea lungă. Și nu am văzut că și economia va evolua, și eu voi evolua,
și alpinismul se va schimba și nu am văzut posibil că va fi o chestie să merg în fiecare an ceva atât de ușor și acum pentru mine de multe ori ajung mai ușor în Kathmandu decât la Bâlea. Vă zic, în Kathmandu am fost în fiecare an, la Bâlea n-am fost în fiecare an, că e puțin departe până la Sibiu, dar în Kathmandu în fiecare an, în primăvară plecam. Și da, nu tot timpul poți prevedea ce se va întâmpla. Poate a fost bine pentru că altfel n-aș fi avut resursele mentale să rezist atât de mult să urc vârful. Mulțumesc. O altă întrebare acolo, imediat o să... Bună ziua! Am vrut să vă întreb dacă ați interacționat cu persoane indigene din zonele în care ați călătorit și dacă da, cum îți văzuți munții în folclorul lor, în tradiția lor? Toți sunt văzuți ca munții ai morții? De obicei interacționez cu localnicii. Ei nu prea mai au un foarte mare folclor acum și tradițiile acestea au cam dispărut. Munții sunt baza unei activități comerciale și în general nu prea mai există aceste mituri și legende. Singura care aș zice că am observat-o să se păstreze și mai sunt nepalezi de obicei care cred în ea, dar și occidentali, legenda despre Yeti. Ei au mai văzut diverse creaturi care umblă pe acolo și de obicei erau împreună și dacă un american cu un nepalez spun, mai țin minte când am văzut chestia mare și a venit și s-a uitat la noi și a plecat, da, nu știi să-i crezi, să nu-i crezi, da, în mod sigur funcționează. Dar despre munți nu mai. Pe Kanchenjunga anul trecut, totuși, toată lumea a rămas la distanță de câțiva metri de vârf. E o tradiție, pentru că se consideră că pe Kanchenjunga sălășluiesc zeii și atunci toți alpiniștii nu urcă ultimii 2-3 metri spre vârf, se ține o mică distanță de punctul cel mai înalt din respect pentru tradițiile localnicilor. Acum, sincer să fiu, acolo în punctul cel mai înalt erau puse niște stegulețe și evident că cineva le-a pus și cred că erau localnici. Deci, cumva... ai voie să pui chestii, dar să nu iei nimica. Aici era o întrebare. Da? Imediat. Bună seara și mulțumim pentru prezentare. Întrebarea mea este dacă ai avut stări avansate de hipoxie sau rău de înălțime sau dacă chestia asta te-a dus într-un punct în care ai crezut că nu vei reuși? De obicei, da, se întâmplă să ai hipoxie, dar nu atât de gravă. Mi s-a întâmplat de două ori să ajung într-o stare avansată de hipoxie. Știu treaba asta, că se întâmplă niște fenomene psihice, adică cel mai grav e că auzi voci, pur și simplu cineva vorbește cu tine. Mi s-a întâmplat pe Daula Giri în 2007 și ultima oară mi s-a întâmplat pe Everest. Am stat foarte mult, la peste 1000 de metri, am stat aproape 3 zile și pur și simplu era seara târziu, la ora 7, când am ajuns înapoi în tabără, eram la 1500 de metri și erau două voci, de fapt e subconștientul, una îmi spunea trebuie să faci apă ca să bei, cealaltă îmi spunea vezi că trebuie să suni acasă. Și cumva ambele lucruri erau importante, dar unul era mai important și trebuia, de fapt, pur și simplu ca în realitate trebuia să decid, mi era reamintit că trebuie să fac niște chestii, să le pun în ordine corectă.
Și, dar eu vorbeam cu vocile, una în stânga, una în dreapta și zis, ok, o să îmi fac niște apă, îmi fac un litru de apă și apoi sun acasă să spun că am coborât cu bine. Tabăra, ultima tabără e un punct important pentru că o parte din ascensiune s-a încheiat cu bine. Și mi-am reușit să-mi prepar apă, eram foarte obosit și am vrut să mă las un pic pe spate să mă odihnesc, am băut apă și am zis stau un minut și apoi sun acasă și am adormit. Și era 7:30 seara și am dormit până la 4:30 dimineața când s-a făcut lumină, am văzut că s-a făcut lumină, m-am trezit și mi-am dat seama că am adormit și am zis n-am sunat acasă și... Am luat telefonul și când a început să sune, mi-am dat seama că totuși în România e al fusorar, e ora 2 noaptea. Și am zis, oai, sun în mijlocul nopții și am vrut să închid. Dar soția mea care aștepta să sun, a așteptat cât de la 7 la 2, cam mult, a și răspuns. Și am zis... eram obosit, mi-am făcut apă și n-am sunat și am adormit și acum m-am trezit și tot în regulă și a zis scuză-mă că n-am sunat. Zis, lasă, coboară, vorbim noi acasă. Da. Aici avem o întrebare. Da. Noi suntem de la Nokia și suntem alături de OVT Bucură să participăm și să sprijinim această inițiativă Conectați la Viitor. Întrebarea nu e legată de Nokia de telefoane, dacă ai folosit telefoane Nokia într-una dintre expediții, e legată de motivație. Pentru că la un moment dat la noi se discuta despre motivație și era chiar exemplul alpiniștilor, în special cei de altitudine. Care e principala motivație? Care este sau care a fost principala ta motivație în a escalada cei mai înalți munți? Cred că principala motivație este... Știu exact că nu vreau să merg pe un vârf pe care sunt sigur că pot să ajung. Nu mă interesează, nu înseamnă nimica. Principala motivație este să reușesc ceva ce nu știu dacă pot să reușesc. Să urc pe vârf nu e doar o chestie geografică. Călătoria este despre a învinge sau a depăși niște limite și după ce ai urcat pe vârf și ai coborât, știi sigur că în ziua aceea ești mai bun decât ziua precedentă, decât anul precedent, că ai reușit o chestie care este dificilă și nu e o chestie discutabilă sau teoretică, e foarte practică și foarte palpabilă și foarte clară. Vârful este cel mai înalt punct, nu te poți opri nici la 10 metri, nici la 100 de metri, poți să te oprești la câțiva metri, dar pe aceeași înălțime și știi că ai reușit și este victoria perfectă, că nu apare, nu există niciun dubiu, nu e ca la fotbal că ne-a furat arbitru sau ne-a dat un gol, este pur și simplu o victorie clară și sigură, este individuală, chiar dacă de cele mai multe ori mergem în echipă, fiecare trebuie să se ducă pe picioarele lui pe vârf și este despre a îți învinge, de fapt, temerile și fricile și slăbiciunea. Și dacă reușești treaba asta, de multe ori nu reușești. Sunt multe expediții nereușite. În Himalaya, mai mult de jumătate din expedițiile mele n-au reușit. Dar atunci când reușești, știi exact că ai evoluat cu ceva. Fix asta ne spunea și trainerul și mă bucur că avem confirmarea direct de la sursă. Mulțumim! Mulțumesc. Înainte de la următoarea întrebare din sală, mai am eu una, uitându-mă la colegii de la Facultatea de Educație Fizică și Sport și știindu-i pe fiecare în parte ce pregătire au în zona aceasta, pregătirii sportive, tu ai avut la un moment dat un preparator fizic sau ești în contact cu un preparator fizic care îți dă sfaturi sau totul se bazează pe propria ta experiență și pe modul în care tu ai simțit că ai nevoie de pregătire fizică? Am folosit și încă folosesc un preparator fizic, este profesor la Politehnică,
de sport, Sorin Sărândan. Cu el mă antrenez. E foarte important și să citești și să știi cum se antrenează alți alpiniști, dar e important să te vadă cineva de, din exterior. Pentru că cea mai mare problemă care am avut-o n-a fost motivația mea de a mă antrena, nici neapărat tehnica de antrenament, ci faptul că de foarte multe ori eram atât de dornic să mă antrenez că intram în oboseală, exageram. Și singur e mai greu să-ți dai seama. Sorin de multe ori mă vedea cum intru în sală și ești obosit, dar eu eram venit la treabă și ziceam, da, sunt obosit, am avut o zi grea și zice, ori faci ușor, ori pleci acasă, dar nu te apuca, nu o să faci nimic, a dai în gol. Și știu că înainte de a avea preparator, aveam momente în care, din cauza că îți dorești foarte mult să faci antrenamentul în ziua aceea și să îl bifezi și să fii conștiincios, ajungeam în fața stadionului de la Politehnică pe vremea când nu era pietonal, parcam mașina și nu reușeam să deschid ușa, să mă dau jos din mașină, dar nu fizic, că puteam să deschid ușa, dar nu reușeam mental să îmi adun puterile să mă dau jos din mașină. Și mi s-a întâmplat odată sau de două ori să nu pot să mă dau jos, să bag cheia în contact și să plec acasă, dar era foarte târziu, de fapt eram foarte obosit, ar fi trebuit să mă odihnesc mult înainte de a ajunge în această fază de oboseală psihică. Și un antrenor vede repede chestia asta. Mulțumesc. O altă întrebare din sală. Bună seara. Care a fost cel mai intens moment pe care l-ați simțit? Nu știu, un munte care, pe care nu o să-l uitați niciodată că l-ați escaladat. Un moment în care poate v-ați gândit să renunțați. Mi-a spus, cred că, două întrebări. Cel mai intens și... Ok, cel mai intens munte, cred că a fost Annapurna, pentru că este un munte foarte periculos și a fost, am avut trei expediții în care am încercat să urc, în a treia am reușit. În a doua, în prima au fost avalanșe și am decis să renunțăm din cauza pericolului, în a doua, unul din colegii mei de expediție nu s-a simțit bine și am decis să renunț ca să cobor cu el. Apoi s-a îmbolnăvit, a trebuit să încercăm să-l salvăm, am rămas cu el la 7000 de metri și expediția a fost foarte intensă mental pentru că nu știam cât timp mai am în care pot să rezist la altitudine. Cei de jos mi-au cerut să-l las acolo și să cobor, eu n-am vrut să-l las, dar nu știam cât mai țin bateriile. N-am mai încercat niciodată să stau, am stat cam o săptămână la peste 7000 de metri și a fost destul de, da, cred că am îmbătrânit câțiva ani atunci în acea săptămână și cred că a fost cea mai intensă. Cealaltă întrebare era în care am dorit să renunț și n-am renunțat, a fost chiar anul trecut pe Kanchenjunga. De fapt nu dorești niciodată să renunți, dar sau nu o faci că îți dorești, o faci forțat de împrejurări. Mi-am pus foarte serios problema să renunț, pentru că, de exemplu, ce ați văzut pe Everest, am ajuns la 8 dimineața, ora Nepalului, pe Kanchenjunga, a fost una dintre cele mai târzii atingeri de vârf, a fost la ora 1 și jumătate după amiaza, intram în timpul de siguranță, deci până pe la ora 3 e safe să urci pe vârf, apoi e deja târziu, am ajuns în tabără la lăsarea întunericului și nu știam cât mai am până pe vârf. Cei care coborau îmi dădeau timp contradictorii, pentru că ei toți erau cu oxigen, absolut toată lumea era cu oxigen și nu știau să calculeze în cât timp voi urca eu. Și îmi dădeau diverse intervale și când pe la ora 11 am primit așa un interval de 6 ore până pe vârf, mi-am dat seama că s-ar putea să nu reușesc să-l ating.
doar că nu l-am crezut pe primul, am zis să mai vină câțiva care să mai experimentați și mi-au dat 2-3 ore și atunci cumva am făcut o medie ponderată, am scos cei mai proști și pe cei mai buni și am reușit să estimez că voi ajunge înainte de ora 2, deci am chiar o oră de siguranță și am decis să merg mai departe, dar a fost cam o jumătate de oră în care mi-am dat seama că trebuie să iau această decizie și să mă întorc dacă nu ajung pe vârf în limita de siguranță. Da, un familiar al acestei aule este și, mă rog, tu vii periodic, să nu spun neapărat foarte des, că nu ai mai avea timp să te pregătești pentru expediții, dar de fiecare dată am fost fericiții beneficiari ai prezentărilor tale de după expediții. Domnul profesor Urdea a fost aproape de fiecare dată, dacă nu mă înșel, gazda acestor evenimente. Spuneam că un alt personaj familiar aulei acesteia și nouă Universității de Vest din Timișoara este Dumitru Prunariu, singurul cosmonaut român și care, mă rog, probabil că o să rămână singur mulți ani de aici încolo, pentru că, mă rog, la acest nivel există deja o listă de cosmonauți europeni care stau și așteaptă o ocazie pentru a zbura în spațiu. Nu cred că la fel stau lucrurile și din perspectiva alpinismului, sau cel puțin așa mi-ar plăcea să cred. Tu faci parte dintr-un club aici la Timișoara, cu siguranță cunoști și ești conectat cu ce se întâmplă cu celelalte cluburi de alpinism din România. Există, să spunem, un număr de colegi, prieteni alpiniști care au pregătirea necesară și care merg și au rezultate de acest tip, adică să reușească și să atingă din vârfurile astea importante care sunt, să spunem, de portofoliu din punct de vedere al performanței sportive? Mai puțin decât degetele de la o mână. Foarte puțin alpiniști de altitudine în România. Sunt puțini cu care reușesc să fac echipă. Mai intervine și conexiunea personală și, din nou, foarte greu să ai același proiect. Fiecare vizează poate un alt vârf. Destul de dificil. De exemplu, pe K2 n-a mai urcat niciun român. Și mie îmi pare rău, pentru că dacă ar urca, l-aș suna a doua zi să facem echipă. Mi-aș dori să fie un alpinist care să urce. Da, nu, e o lume foarte mică, la fel ca și în cazul cosmonauților, nu sunt foarte mulți. E necesară echipa din punctul de vedere al siguranței. Da, l-am întâlnit și eu odată la o prezentare pe domnul Pronariu, este foarte simpatic. Cineva din sală chiar a zis, am o întrebare comună pentru amândoi și a zis, ce v-ați fi dorit să știți, n-o să uit că a fost moment deosebit, a întrebat, ce v-ați fi dorit să știți înainte de a ajunge într-o anumită situație specifică activității dumneavoastră? Ce ați fi vrut să știți dinainte? Și mi-am dat seama că, ce pot să zic? Și am zis, domnul Prunariu, vă rog, sunteți mai... Și dânsul a luat microfonul și a zis, mi-aș fi dorit să știu înainte de a ajunge în spațiul cosmic cum va fi acolo, câte probleme o să am și cât de complicat e. Pare simplu, dar este ceva deosebit de dificil. Și eu încercam să mai câștig timp să mă gândesc și mi-am dat seama că acum, după ce a zis, ce să zic, acum mi-aș fi dorit să știu cum e la 8.000 și înainte să ajung acolo și n-am putut să compun altceva decât am zis, eu mi-aș fi dorit să știu dinainte cum e să fi căsătorit. Am înțeles. Dacă mai există, aici mai avem o întrebare, Denisa, și eventual încă una, două întrebări, dar o să mai fiu acolo o întrebare și mai vedem poate încă una și apoi o să încheiem această conferință. Am beneficiat deja din plin de timpul pe care ni-l acordă Horia. Te rog, Denisa. Bună colega seara. Noastră de la Facultatea de Economie și Administrare da, a Pacei. Da, lasă. Vreau să îți mulțumesc după 13 ani. În 2010, în aprilie, ne-ai transmis un mesaj prin intermediul Alinei, studenților de la business, un mesaj inspirațional. Te rugasem atunci să
le spui tinerilor, nu știu, un mesaj cu privire la care ar fi posibila cale de a reuși în viață, iar tu atunci ai spus, mi-aduc aminte, curajul de a gândi diferit de ceilalți. Deci, în primul rând, vreau să-ți mulțumesc pentru acest mesaj după 13 ani și, în al doilea rând, am emoții maxime pentru că te iubesc și foarte tare te apreciez și atunci când vorbesc studenților la primele cursuri despre scrisorile pe care le-am primit de la His Holiness Dalai Lama, inspiraționale, și de la Elinor Ostrom, laureatul Premiului Nobel pentru Economie, ești acolo, în galeria celor mai importanți oameni ai planetei. Deci spuneam că am emoții, dar pentru că sunt profesor de managementul resurselor umane și am aici în sală câțiva studenți, dacă poți să ridice mâna, da? Câțiva, da? Dar nu faceți prezența, vă rog. Nu. Pentru ei și pentru mine, o întrebare foarte simplă. Care e cea mai tare calitate a ta? Chiar la asta nu m-am gândit, dar ar trebui să... Chiar m-am gândit și nu cred că e relevant ceea ce cred eu despre mine. Cred că e mult mai relevant ceea ce spun prietenii despre tine, pentru că te cunosc. Și am un coleg cu care mă antrenez, am fost pe munte, domnul doctor chirurg Nuțu Igmaie, și cred că el ar putea să e și doctor. De câte ori mi-am făcut bube, el m-a cusut, așa că el mă cunoaște destul de bine pe toate părțile, așa că cred că el ar putea să dea un răspuns mai relevant decât ce aș putea să compun eu acum despre mine însumi. Dar să-i dați și un microfon, vă rugăm. E un om hotărât. Adică drzenia cu care face, e și un stomatolog foarte bun, dacă e să ne lăudăm unul pe altul, și mie mi-a pus implanturi. Ce face, o face cu seriozitate. Adică când mă duc la el la cabinet și acum citește stomatologie și se pune la punct cu noutățile și la fel, în privința antrenamentului v-a spus. Se duce epuizat fizic sau psihic și tot face antrenamentul. Deci ceea ce face, face cu ambiție și cu hotărâre. Și așa lucrurile, așa ies bine în viață și evident că îi și place ce face. Asta e o condiție și pentru toți studenții să vă alegeți meseria care știți că vă place și atunci o să o faceți bine. Mulțumim! Absolut de acord. Să știți că acesta este și, mă rog, îndemnul sau mesajul pe care îl dau și eu studenților mei la prima oră de curs și le spun că, indiferent ați venit la fizică, vă mai puteți răzgândi, dar e foarte important ca zi de zi să faceți ce vă place, altfel vă irosiți viața pur și simplu. Era o întrebare din partea domnului profesor Bota, colegul de echipă al domnului Sărândan. Bună seara! Am fost colegi atâția ani și... Chiar sunt bucuros să anunț că Sărândan este singur român autohton publicat de revista Human Kinetics, împreună cu domnul Bompa, un lucru foarte important pentru noi, pentru domeniul sport. O întrebare. Sportul de performanță presupune vârful de formă. La dumneavoastră, vârful de formă corespunde cu ascensiunea pe munte. Știm că un vârf de formă, un sportiv nu poate să-l atingă foarte des, foarte repede. Vedeți, în tenisul de câmp există 4 mari turnee de Grand Slam, unde sportivii vin foarte bine antrenați, după care urmează o perioadă de decompensare în care au nevoie să refacă. Câte astfel de vârfuri de formă poate un alpinist să atingă pe parcursul unui an calendaristic? Cred că depinde foarte mult de și ce face în restul timpului. Pentru că în lume... Teoretic, la 8.000 de metri pot să fie 3 sezoane. Primăvara în Himalaya, în Nepal și Tibet, vara în Pakistan și toamna din nou în Nepal, unde datorită musonului doar atunci se poate urca. Eu cred că dacă ești alpinist profesionist și nu te duci la lucru și nu ești obosit și nu faci decât antrenament și recuperare
și n-ai nicio problemă financiară, poți duce destul de mult timp, nu 10 ani la rând poate, dar câțiva ani poți duce două sezoane destul de bine. Dacă în situația mea mergi 7 ore minim la lucru pe zi, un sezon pe an în Himalaya e mai mult decât suficient. Au fost alpiniști care au încercat ascensiuni în 3 sezoane, dar multe din acestea, și erau alpiniști de top și profesioniști, s-au terminat cu salvări, pentru că ultimul vârf, al treilea, erau complet epuizați, altitudinea te consumă ca pe o baterie, pur și simplu te epuizează și de multe ori atingi vârful, dar nu mai poți să cobori. Și eu nu mi-am propus să merg mai mult de un sezon. De exemplu, acum ar fi trebuit să fiu în Nepal sau în Tibet, dar Tibetul este închis. În Nepal am terminat toate vârfurile și atunci singura variantă pentru acest an este în vară în Pakistan. De aceea încă nu am plecat, voi pleca în iunie. Este mult prea mult să faci mai mult de un sezon sau două la 8000 de metri să și urci, să ajungi în zona morții unde, de exemplu, după K2 știu exact că recuperarea, nu sportivă, recuperarea ca persoană, ca să pot să mă mișc normal prin oraș, a durat 4 luni. Deci 4 luni eram total devastat de oboseală. Și expediția, am stat 2 luni jumate la peste 5.000 de metri și atunci, în 2004, eram mai tânăr, aveam 27 de ani, organismul s-a resimțit. Și ascensiunea a fost foarte grea și după 4 luni nu eram recuperat decât uman, adică puteam să stau într-o sală să fiu atent o oră, dar să fac sport nu puteam. M-a durat încă vreo 2 luni să pot să mă mișc pe munte. Acum, cred că de multe ori limitele sportive sunt mai puțin importante decât limitele economice sau sociale pentru un alpinist. Pentru cei mai mulți din prietenii mei, de exemplu, nu merg mai des, ori pentru că n-au bani sau e foarte greu cu sponsorii să manageriez 2 expediții pe an, sau, și mai simplu, nu îi lasă nevestele și atunci merg doar una. Eu, când m-am căsătorit, singura discuție, deci n-am avut niciun aranjament financiar sau de altă natură cu soția mea, singurul lucru care l-am stabilit pentru anii care vor urma, câți vor fi, că nu se știe niciodată, a fost ca eu să merg în fiecare an în minim o expediție în Himalaya. Și a zis, ok, dar și maxim o expediție. Și eu mi-am dat seama că, de fapt, principala mea problemă ar fi că nu pot să am cabinetul și să profesez și să am pacienți care să mai vină la mine dacă plec în 2 expediții, deci dacă sunt plecat 4-5 luni pe an. Și atunci am zis, ok. Ea mult timp a crezut că am cedat așa la această negociere, dar până la urmă trebuie toate lucrurile să le aranjez, pentru că trebuie să ai un echilibru și pentru mine echilibru e dat de sport, de muncă și de familie. Și dacă nu reușești să le rezolvi, e mult mai complicat. Și unul din lucrurile care foarte mult timp le-am crezut, pentru noi e foarte important managementul riscului. Cum faci să rămâi în viață? E una din cele mai grele chestii care le avem de rezolvat. Și la începutul carierei mele mergeam cu un alpinist, cu Iñaki Ochoa, care zicea, eu nu m-am căsătorit, sau s-a căsătorit, a divorțat, dar spunea, nu am copii pentru că riscurile sunt prea mari în alpinismul de altitudine. Și apoi el a făcut niște chestii prea riscante și a murit. Și apoi următorul partener avea 2 copii. Și am zis, tu cum vezi treaba asta cu riscul? Păi zice,
Eu mă apucasem, apoi am avut doi copii și apoi ce să fac? Trebuie să ai grijă să nu pățești nimica. Și mi-am dat seama că mulți dintre cei care au supraviețuit în Himalaya de ordinul zecilor de ani, adică au mers în multe expediții și n-au pățit nimica, aveau copii. Și, de fapt, se pare că problema era puțin invers. Dacă ai copii, devii mai prudent și supraviețuiești. Și probabil că e o idee mai bună. Mai era o întrebare, dacă nu mă înșel, acolo în centru, dar înainte, e în ordine, înainte ai pomenit de foarte multe ori ideea de buget, de expediții și mai departe. Cât costă astăzi, mă rog, un ordin de mărime, o expediție de genul celor pe care le realizezi tu? Depinde puțin de munte și de ce nivel de echipare e nevoie, dar un minim este cam de 12.000 de euro și un maxim expedițiile asistate cu oxigen, șerpași pe Everest, unde mai e și taxa de vârf, de cel puțin 10.000 de dolari, ajung cam la 100.000 de dolari. Da, diferențe destul de mari. Aveți deja un microfon? Da? Ok, perfect. Bună seara! Eu voiam să vă întreb, ați spus că sunteți mai acomodat cu Kathmandu decât cu Brașovul și că ați fost des acolo, că tot a fost perioada cu tremurile. A afectat mentalitatea celor de acolo cu tremurul din 2015, care a făcut atâtea ravagii și au omorât atâția alpiniști? Nu mi s-a părut. Ne-a afectat mai mult pe noi, pentru că ne-am dat seama că mergând acolo, eu întâmplător cu două zile înainte de cutremur am venit înapoi în țară pentru că expediția noastră a eșuat, partenerul meu a avut un accident și a trebuit să ne întoarcem și am văzut la televizor tot ce ați văzut și dumneavoastră despre Nepal și apoi am văzut ce s-a întâmplat acolo. Și, în primul rând, și asta cumva presa, clar, face o bună parte din treabă. Sunt aici, da, nu o să recunoască niciodată, dar ceea ce s-a întâmplat nu era un dezastru. Au căzut câteva clădiri în Kathmandu și s-a prezentat la știri ca și cum s-ar fi prăbușit tot orașul. Și eu am recunoscut clădirile și le-am văzut în aceleași poze, pe aceleași 3-5 clădiri. Da, că au murit oameni, s-a întâmplat. Dar asta e partea, asta se vinde, asta se prezintă, partea de dramatizare a unei tragedii. Au fost oameni care au murit, au fost alunecări de teren pe voi unde au murit mii de oameni pe care nu i-a arătat nimeni, dar cifrele până la urmă s-au aflat. Ce a fost mai tragic din punctul meu de vedere a fost că foarte multă lume a donat bani, s-au trimis foarte multe ajutoare financiare și la nepalezii care și-au pierdut casele, care au pierdut membrii de familie, au ajuns maxim un cort amărât luat din Decathlon și deci la ei nu au ajuns ajutoarele. O mare parte din bani au fost luați de guvern și o mare parte din bani și mai mare parte din bani au fost spălați de companiile occidentale care au facilitat acest lucru. Deci cumva banii s-au pur și simplu s-au învârtit din America în Europa și înapoi și la nepalezul de rând care a suferit datorită cutremului nu a ajuns aproape nimica. Și probabil mulți dintre noi am donat bani crezând că îi ajutăm, dar nu i-am ajutat. Probabil că dacă vrei să ajuți pe cineva, trebuie să te duci acolo și să faci asta. Dacă mai este permis să le întreb ceva? Da, lăsăm la o parte zona Asiei cu munții înalți, cele mai mari provocări. V-ați gândit să mergeți și în alte zone de pe pământ, la alți munți, alte provocări? Da, m-am gândit, dar am doar una pe an și nu prea mai am timp. Și din proiectul meu de 14 vârfuri de peste 8.000, am reușit să urc 9. Și mai am 5 și
nu tot timpul în fiecare an reușești să urci, fac asta de 20 de ani aproape, procentul de reușite e cam de 50%, deci teoretic mai îmi trebuie încă 10 ani ca să urc în siguranță următorii munți, deci probabil că la 57 de ani o să merg și la Aconcagua și Kilimanjaro dacă sunt în formă. Deci la pensie, cum ar veni. Da. Îi las pentru mai târziu. Doar dacă e specială, da. Mai este, e foarte potrivit, domnul profesor, să încheiem această întâlnire cu o intervenție a dumneavoastră. Da, sigur că da. În primul rând și în primul rând, Horia, mă bucur că ne revedem. Mă bucur foarte mult pentru că începând din 2004-2005, după prima ta reușită în confruntarea cu un om miar, de fiecare dată, aici, în Aula Magna, ai împărtășit curioșilor, pasionaților de munte, prietenilor, tuturor celor care sunt interesați de performanțe în alpinismul de altitudine, trăirile tale. Aș putea spune și sper că nu exagerez, că Aula Magna, în care au loc atât de multe întâlniri memorabile, e impregnată de spiritul tău. Și spun acest lucru pentru că, așa cum s-a făcut remarca chiar de către domnul rector, aula e plină cu foarte mulți tineri. Și la întrebările puse și mai ales în funcție de răspunsurile date, tinerii noștri colegi, studenți sau tineri pasionați de altceva, vor înțelege de ce aceste performanțe legate de alpinism de altitudine nu trebuie să fie gândite pe repede înainte. Așa cum s-a spus, nu la 20 de ani. Dar ce putem face la 20 de ani, 20 și ceva de ani? Să ne documentăm. Și acum aș vrea să spun un lucru. Sunt convins că cei care sunt pasionați de munte și au gânduri legate de munți mai înalți și, pe de altă parte, poate cei mai înalți, se vor documenta. Mai ales că acum sunt atât de multe posibilități. Când eram eu student, că atunci am început, era un fel de evadare, să știți. De ce făceam alpinism? Acela, să învățăm să ne cățărăm. Pentru că fugeam de ochiul acela, de cei din cooperativă Ochiul și Timpanul. Ne izolam. Mergeam la munte. Dar ce aveam la îndemână? Gândiți-vă că după prima apariție a cărții celui care a cucerit pentru prima dată ciomolul Mai Everestu, acoperișul lumii, la 10 ani a apărut traducerea cărții în alta aventura lui Edmund Hillary. Abia după 10 ani românii au putut să cunoască cu ce e confruntat un alpinist care dorește să atingă vârfuri înalte. Tot atunci, în același an, 1965, a apărut o carte, iarăși erau românii, nu puteau să iasă din țară să atingă vârfuri înalte, decât în Europa. Și așa era greu. Corturi în Pamir, Sorin Ciuri, o carte interesantă, și după aceea au apărut traduceri tot cu întârzieri. La ora actuală, tinerii se pot documenta inclusiv ce echipamente sunt cele mai potrivite, alimentația și toate cele. Pentru noi, pentru cei care suntem aici acum și sunt convins că vor fi și ecourile acestei conferințe, pentru că ne conectăm la viitor, mulți tineri vor pune în arhiva memoriei povețele
reperele pe care le-ai transmis din trăiri adevărate. Și eu mă bucur că proiectul continuă, că deocamdată, și aici e o satisfacție personală, ai transmis public că nu abandonezi proiectul. Aceasta cu atât mai mult cu cât ceea ce ai spus e un adevăr. Dacă în 95 a fost spartă gheața în alpinismul de altitudine prin performanța lui Ticu Lăcătușu, mai există în dorința ta atingerea și celorlalți omiari. Și noi, cu gândul cel bun, vom fi lângă tine. Și cine știe, așa cum s-a spus că există o limită financiară pe când te gândeai la Caucaz, nu? Câteva sute de dolari. Poate vom găsi împreună, cine știe, telefonul fără fir, prieteni și așa mai departe, încât aceste dorințe să se împlinească, pentru a avea bucuria de a ne revedea aici. În alte întâlniri, aici în Aula Magna. Felicitări și din toată inima aplauze. Mulțumim, domnule profesor. Aș spune că putem să încheiem această seară, nu înainte însă de a le mulțumi colegilor mei, Alexandru Condrache și Flavia Barna, care se ocupă îndeaproape de această serie de conferințe, Conectați la Viitor. O să vă invităm și o să anunțăm pe toate canalele noastre de comunicare. Alex va face un podcast cu Horia, așa că o să putem să-l promovăm și acolo. Se va inspira Alex cu siguranță din dialogul de astăzi și vor fi și alte întrebări inedite pe care ale căror răspunsuri le veți avea acolo. Eu îi mulțumesc foarte mult lui Horia, așa cum spunea și domnul profesor, aula aceasta Magna este într-un fel sau altul martorul ocular a ceea ce se întâmplă în expedițiile sale și sunt convins că va răspunde invitații noastre de fiecare dată. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și vă pot anunța că următoarea conferință din seria Conectați la Viitor va fi în data de 7 aprilie, când îl vom avea invitat pe Alexandru Mironov și nu doar pe domnia sa, vor fi însoțit și de alți colegi de la știință și tehnică, vom avea și câteva ateliere interactive, așadar vă așteptăm și atunci și veți afla mai multe detalii pe canalele noastre de comunicare. Vă mulțumesc încă o dată!